Salut! Sunt Adelina Pop și azi vom vorbi despre sănătatea mentală. Grija pentru sănătatea noastră mentală e de multe ori absentă sau precară. Nu degeaba, statisticile sunt destul de îngrijorătoare în ceea ce privește problemele de sănătate mentală. Ce înțelegem prin probleme de sănătate mentală? Înțelegem o depresie, înțelegem anxietate, o tulburare de comportament alimentar, abuz de substanțe sau psihoze. Studiile arată că 80% din tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani dezvoltă o problemă de sănătate mentală. E o cifră îngrijorătoare, mai ales ținând cont că alte studii arată că din 3 persoane care au o problemă de sănătate mentală, doar una primește tratamentul de care are nevoie. Și aceea e posibil să-l ceară la mai mult de un an după debutul problemei. Lipsa de educație, lipsa de informare, stigmatizarea și discriminarea persoanelor cu o problemă emoțională duc la a nu cere ajutor sau la a cere ajutor foarte târziu. Un alt studiu îngrijorător ne spune că românii sunt mult mai predispuși să ceară ajutor unor pseudoterapeuți, unor vraci, unor bioenergeticieni sau preoților pentru a trata o problemă de sănătate mentală, în loc să apeleze la specialiști pregătiți pentru a trata o astfel de problemă. Nu am învățat ce înseamnă să avem grijă de sănătatea noastră mentală. Ni se pare ceva dat, ceva ce ar trebui să funcționeze de la sine. Și e normal că nu știm, însă decizia de a învăța mai mult despre ce înseamnă o problemă de sănătate mentală, despre ce înseamnă să ai grijă de starea ta emoțională, poate să-ți schimbe radical viața. Încearcă să te concentrezi pe a vedea ce poți tu să faci pentru a avea o viață emoțională mai sănătoasă. Dacă simți că ți-e greu să faci asta singur, cere ajutor. Uneori, un telefon sau o întâlnire poate să schimbe radical cursul vieții tale. Mulțumesc! O zi frumoasă!